Ieri am dormit vreo două ore și jumătate la mine în pivniță acolo. Eu mint pe toată lumea că sunt cinefil, mă uit la filme. De fapt, cum începe filmul, cum... Mă trezesc cu o băluță pe canapeluță și ce să vezi? Urc unde am televizorul și când mă uit, dintr-o dată lumea se zguduise. Da, da. Eu eram blocat în pasaj la Unirii, eram copleșeam pe telefon, da, că n-aveam confirmarea video, înțelegi? Nu puteam să conduc cu telefonul. Era Roger. Băi, da. Crin își dăduse demisia și băga două biluțe, dar cu mare ștaif le-a aruncat aproape așa ca într-un dans. Guvernul nu lua ce trebuia să ia. Ăștia 8 erau gata pe făraș cu arestările, cu ani de pușcărie. Nu înțelegeam, am dormit 2 ore și jumătate sau 5 ani. Ce s-a întâmplat? A fost primul cutremur la care domnul Mămureanu a fost trezit. Da. Că de obicei îl trezește pe Deonar. Nu-i de glumă. Așa e. Noi stăteam și noi liniștiți, cu uite cu horoscopea, sau uite ce au făcut băieții de la Neața, că am văzut că ați avut lăutărie ieri aici, cu nunți, cu astea. Da. Când hop, bandă galbenă. Când e bandă galbenă, e trist. Breaking news. Și eram cu Răzvan, cu zicea și el n-avea imagine, zicea zi oprișene, putare, Neajan, 3,4. Borșea, 6,1. Dar am crezut că sunt cotele de la pariuri de aici, știi? 1x2. La 1x2, că le-a dat la toți X. Da. Dar cât de tare țară avem, că toată lumea se plânge, bă, vreau să trăiesc în Germania, că nu-i. Deci, numești pe Gabi Sabo ministră la sport. Mm. Ministru. N-a dat nimeni nicio știre, nimic. E undeva, coloana 6, într-un colț, da? Da. Vinde Liga drepturile de televiziune la campionat 34 de milioane pe an. Unei firme din Olanda. Mm. Așa. Și vin băieții ăștia, Aldecuna Gherito, cu Leonel Messi, cu toți băieții care au venit, da? Da. Să joace cu Javier Mascherano. Nimic. O știre, uite unde e. Jos, colea, băia, joacă unii România cu niște șchiopi. Argentina la 21-0-0 jos. Da. Deci cât de tare țară să ai, evenimentele astea să nu te intereseze. Suntem pe penal, nu? Pe penal. Numai pe penal. Pe penal. Ce să penal? Avem un nou guvern. Și asta era. Deci atât, avem alt guvern. O există așa ceva. Să le luăm. Să procedem, domnul Oprișan. Da. Dar nici nu știi de unde poți să începi. Băi, hai să începem din 2008. De unde din 2000. Începem de așa. De când gazeta ziceai că e gazeta de Los Da, șase, uite, 6 februarie. 6 când s-a început 2006, prima, 2006 într-o lună a picat Turnbeck, Alen Popescu. Ideea ca să înțeleagă și oamenii că poate n-au înțeles. Ideea este în felul următor. Rapidulețul transferă un jucător la Galatasaray, Recte Bratu, și ăia plătesc banii. Rapidulețul așteaptă vreun an de zile și îi sună pe ea de la Galatasaray. Bă, nene, voi cașcavalul ăla nu-l mai dați? Care bani, mă? Păi ăia 2 milioane ceva. Păi am dat, mă, de un an de zile. Cui, mă, nouă? Păi vă v-am dat prima rată și lui Giovanni... Păi nouă trebuia să ne-a nouă, că omul a venit și a zis că vă reprezintă și așa mai departe. Dom'le, dați-ne banii, n-am ce bani să vă dăm, că noi am dat lui Giovanni Ian Popescu. Becali Ian Popescu. Și de aici a început treaba. Gazeta a ținut-o, deci pe 6 februarie 2000, asta este prima pagină de atunci, cu bănișorii, n-au fost mulți, dispăruse 2 milioane de dolărași. În 2003, că atunci se făcuse transferul. Bun. A ținut-o, 4 ani de zile nu s-a făcut nimica, până prin 2010, când s-au început băieții, hai bă să ne uităm pe foile las, vedem ce tot urlă gazeta cu DNA, cu nu știu ce. 66 de înfățișări au fost, e cel mai lung proces din istoria omenirii, nici pe Ioana Dark n-au căutat toată. Da? Bun, și au început, era cu bășcălie, că era frumos, se ducea, de exemplu, Crăițoi, mai vorbeai cu el, puiule, unde ești, bă? Bă, zice, plec la 2 și pe la 3:30 mă întorc. Cum o să te întorci? Păi zice, și uite, unul, buletinul, e vorbită. Când ajunge acolo, zice, ai inculpat Nețoiu Gigi. N-am buletinul, doamne. A, acasă, pe 4, ne întâlnim pe 4 iunie. Pac, plecau toți acasă. Deci era și un fel de bășcălie. Mm. Cât mă înfățișarea? 42. Am înțeles. Când e mă înfățișarea 43? Pă, 8 mai. Și o țineau așa, adică aveau poante. Domnul inculpat Borcea Cristian. S-a ridicat, da. Doamnă, nu mă băgați în bulău, că eu am 3 copii. Și uncea, 4, bă, că a născut alaltă. Era așa, e 4, că am și uitat. Adică aveau poante din astea. Și era... Astea sunt faze reale? Nu, e pe bune, pe cuvântul meu. Inclusiv avocatul lui zicea, nu-l băgați, doamnă, că domnul Borcea are 3 copii. 4, mă, că a născut. 4, mă iertați, că am și uitat numărul de când. Și râdeau cu procuroarea, cu judecători. Am înțeles. Acum o săptămână le-a dat nupla toți. Ne începere, ne nimic, gata, domnule, plecați acasă, au ieșit cu șampanii, cu tare. Ieri, 34 de ani adunați. Mă, nici în procesul transformatorul, că uite, scrie gazeta, cu Relu Fenechiu, cu băieții, uite, au luat mai puțin 34 de ani, aici 34 de ani și 3 luni, pentru că contează și luna de la Gică Popescu. Lui Gică Popescu i-a dat preț psihologic, adică i-a dat 3 ani, o lună și 10 zile. De ce? Îi rămăsese 10 zile de undeva. Ah, ia da, corect. Zis eu corect. Deci înțeles. Toate procese, da? Aici a pornit. Deci, deși se spune destul de rar la televizor, mai puțin pe posturile noastre, la mijloc e gazeta cu ancheta ei severă. Da, n-au opărit mulți gazeta în ultimile 2 luni, decât părinții a băgat-o la Bauhaus da. Și pe cei 8.
Acum, ca să înțeleagă și lumea, bă, nenicule, și pe Ștefi Graf, că lumea, băi, simbolurile fotbalului românesc, domnule, ce a fost pe fotbal, rămâne pe fotbal. Da. Ce au jucat, e Gică Popescu, capitanul Barcelonei. Uite că și dă emoție, noi ăștia care l-am mai prins pe Gicuță jucând, uite cum a arătat prima pagină din Marca de ieri, ediția tipărită. Un capitan al Barcelonei, Puyol, a anunțat că se retrage, nevoie del Barça, nu știu, și aia au plâns cu tare cu jurnaliștii acolo, 15 ani la Barcelona, și în partea dreaptă, fostul jucător Gică Popescu, 3 ani de pârnaie. Tot capitan. Tot capitan. Deci le-ai stricat imaginea și la ăia. Tu ca fotbalist mare, frumos, țineți minte când vine el cu cupa de urechi, da, cu regele, da, da, cu Ancaros, uite, am imagine de atunci, de exemplu, că de-aia m-am și cutremurat un pic aseară. Băi, nenicule, aici era așa, nea Bobby Robson, Dumnezeu să-l ierte, antrenorul. Este Josep Núñez, președintele Barcelonei, șmecher la viața lui, singurul care avea voie să ducă cupa de urechi era Gică Popescu, capitanul Barcelonei. Imagine din 97 când au câștigat cupa cupelor. Da. Adică ai fost ceva la viața ta. S-a stricat, a venit aici, a jucat la Dinamo, nu vreau să supere fanii Dinamo și pe mine. Ia uite ăștia, bă, nu-i frumos, tu, simbolul Barcelonei cu tare. A jucat la Dinamo, a venit Dănuț Oprea de la Oțel, i-a dat craș de două ori într-un minut și a zis, baciule, lasă-te bre, că te fac de râs. După aia s-a lăsat, e reală treaba. Da. I-a dat urechi odată când s-a întors iar urechi. Baciule, zice, vezi că a băgat fermoare în cora de 90, ia cu tare că... Bă, dacă îți dau una de numata, ce ai fost capitan la Barcelona, țineai cupa de urechi, te fac eu de râs de la Oțel. S-a retras. A trecut pe impresariat. Păi impresariat concret, ce făceau? Transferau un jucător la o echipă, da, pe 3 milioane de euro. Când veneau în București, s-a făcut saftea 800 de mii. Păi stai bre, s-a pierdut în avion 200, da. Păi, era geamul deschis? Sau era geamul deschis, curentul cu tare. M-am dus, eu eram pe Duche Flaușa, deci undeva 2001 nu mergea nimic să dai pe laptop astea și mă ia o fată de la Sporting Lisabona acasă la dumneai, vicepreședinta clubului. Și dăm vorbă în vorbă, avea un copil mic așa pe la vreo 10 ani, un puradel, bă, l-a zis că era Jean-Michel Jarre, uite așa, lucra la 2-3 calculatoare, nu ne mergea cu așa. Pac, pac, pac. Și să face, să ne transmită și nouă niște texte în România. Doamnă, vă rog frumos, că suntem amărâți, iar și cu tari. Și din vorbă în vorbă zice, bă, e bun Marius ăsta, Nicolae, al vostru ăsta, dar bă, ne-a costat și 5 milioane de... Și 5 milioane, doamnă, că ați dat 200 pe el. Deci atunci, pe loc. Băi, oprișene, ești nebun, 5 milioane. Doamnă, Românica a ajuns 200. Ha, mă, cine mă cer cu tine, că ești un ceabalit, un copilaj mic. Deci am făcut Consiliul de Administrație, am dat 5 milioane la Dinamo. Doamnă, ne contrazicem acum. Păi da, depinde cât a dat, cât s-a dat și cât s-a luat, e o exact mare diferență. Deci să pierduseră pe drum 2.800.000, un mizinic, care era împărțit. Țac, 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 țac. Da? Da, dincolo de tonul nostru ușor jucăuș, astea sunt faptele. Faptele care nu se prescriu, de că au stat băieții, lasă-vă, că s-a prescris că e transferul făcut în 99. Înșelăciunea, da. Da, frauda și spălarea de bănuți, nu. Că de-aia s-au bucurat toți oamenii. Gata, m-am scăpat. Transferul făcut în 2000, suntem în 2014, aia noroc, la revedere. Da. Și nu s-a prescris. Ștefi Graf, că toată lumea vorbește. Ștefi Graf, jucătoare, campioană, nu știu ce, cu tare, simbolul Germaniei, da, prin 95. Și au întrebat-o, bă, prințeso, tu ai câștigat niște bănuți prin America, pe la alea, da? Unde ai dus? Păi, cum aveau și băieții, offshore-uri, prin insule britanice, prin Cayman, prin cutare, bun. Dar tu unde stai? În Germania. Păi, dă banii fiscului german. Păi nu eu, că tata se ocupă de aranjamentele mele. Tata, da. Hai, 4 ani pârnaie. Aula. 4 ani de zile tatălui Ștefi Graf, Peter Graf, din cauza la bani. Aseară făceam planul cu Oprișan să nu meargă să-l salte pe Nentu Copos de la el, de la hotel acolo, să nu-l, spele pe, să nu-l sperie pe Lionel Messi, care e la etajul 4. Sau la unde etajul 4 e seama, vede, că și el are de dat 11 milioane la fisc. Ăsta are de dat tot cu tasul 11 milioane la fiscul lor. La Messi. Fiscul spaniol. Da. Dar la ei cum fac băieții? Nu țin 6 ani de zile cu circ, cu caterincă, cu 66 de înfățișeri. Băi, prințule, fii atent, matale ai de dat 11 milioane. Da? Ai 2 săptămâni. Ai venit în astea 2 săptămâni cu Costel Cașcaval. Hop, l-ai pus pe masă. Și a dat aia semnătură că am primit. Te-am iertat, îți dăm așa un pac, un șpițuleț și te trecem acolo la caițel. Că nu poți acum să uiți 4 ani de zile, îți dai 11 milioane de euro. Băi, am uitat, iau-te, era ca la parcare locul 2 de reședință. Da? Și l-a luat pe taxul de mână, i-a zis Leonel, băi, tată, fă ceva, că nu e frumos. Hop, s-a dus civilizat. Și l-a iertat. I-a zis, băi, fii atent că e prima oară. La a doua, la a treia înseamnă că de acum ești cu fraudă. Sunt cazurile celebre, mai ales pe partea fiscală. L-a prins pănentul Neymar, al altă ieri. Deci Barcelona, un club serios așa. Are fostul președinte, fostul capitan în pușcărie. Neymar, 11 Messi, 11 milioane și Neymar. La Neymar mai mult, vreo 13 ceva. Bă, ne-au dispărut pe drum avionii și distanța mai mare între Sao Paulo și Barcelona e mai lungă. Peste ocean se mai au dispărut și a zis, bă, hai să nu ne țigănim, să fim în pușcărie, să cutare. Hop, a apărut Neymar la bătrânul, 13,6 milioane, le-a lăsat acolo, au băut, s-au fotografiat după aia, la prieteni cu fiscul, hai, noroc. Deci, dar la noi s-a uitat. Noroc că a început să se prindă lumea și da, la noi. Țineți vorba, Cătălin.